M-am apropiat de o casă. Și când m-am apropiat de casă, s-au auzit niște înturnături în casă. Ciudate. Arde chiar focul de lume. Și am stat pe gânduri. Și am ascultat de afară, n-am deranjat. Și femeia continua. Și tot energia se strângea între buze, în față, în craniu, în torace și în abdomen. Era o fierbere. Nu era cântec. Mie în Stoiceni ne spune Grigor al Ionului Opriș din Stoiceni. Asta ce înseamnă? Pe mine înseamnă că mă cheamă Grigore al Ion, adică al tata, și Ion a fost al Opriș, adică al bunicul meu. Totdeauna când trebuie să vorbesc despre Horea înturnată, cum îi spun țăranii, Horea dâncată, am emoții. Că Horea asta este dincolo de muzică. Și iară stau, uite ce se întâmplă în casă. Erica, iară se opre. Tăcerea făcea parte din trăirea ei. Și am zis, mă, sughiță-i? Ce-i? Plâns? Poate. Bă, și mi-am imaginat oamenii când plâng. Când horește omul, nu-i place să fie văzut. Și ori a continuat. Ei, că marcea m-a mâncat în lume. Mă, ăsta nu-i cântec. Este dincolo de cântec. S-au făcut o sare pentru UNESCO. Întrebarea mea este, cum poți face un dosar pentru UNESCO dacă tu nu împlinești, adică nu cânți? Și aici cercetătorii au o problemă cu mine. Păi, domne, când cântați? Am intrat în casă. Bună seara, bună seara. Lele, mie, t-ai cântat? Eu n-am cântat. Te-a zis că n-a cântat. Pentru că omului nu-i place să fie văzut când horește. El cântă pentru el în singurătate. Am întrebat oamenii pe toate satele. Măi, ați cântat vreodată așa de bucurie? Noi de bucurie n-am cântat în viața noastră. De bucurie. Numai de supărare. Hei, că demnior, ce... Doamne, da, măi, da, eu i-aș da mai mult, cu trei ardă chiar focul de lume. Așa a încheiat femeia în casă. Asta nu-i cântec de performanță. Cântecul ăsta trebuie să-l cânti cu sufletul. Îi suflet un joc. Dacă n-ai suflet un joc, deja mă cânti. Aici nu-i importantă vocea. Importantă trăirea, simțirea. Nu, asta e. Să spuneți dacă e bine.